Tudor Marta, organizatorul cele mai importante competiții de handbal pe plajă destinată cluburilor din Europa, pregătește în Maramureș un alt eveniment inedit, Snow Handball. Acesta a vorbit despre succesul unui astfel de eveniment, dar și despre cât de greu este de organizat. Tudor Marta spune că această competiție va fi cu siguranță o atracție pentru iubitorii de handbal și nu numai. 2016, când am început, cred că am stabilit atât de bine targetul acela de a aduce competiția supremă destinată cluburilor la Baia Mare și am și reușit până la urmă. A fost o competiție extraordinar de frumoasă și totodată importantă și cel mai important, cu un feedback la fel de bun. Ne pare rău că 2020 nu a reușit să fie un an cu evenimente sportive, nici cu alt gen de evenimente, dar suntem pregătiți pentru 2021. Cum este să aduci o astfel de competiție, să câștigi o astfel de competiție, mai ales că erai nou pe piața europeană, erau alții cu state vechi și uite că le-ai luat, cum se spune, le-a luat fața. Era vorba de a se ține în acel an în Rusia și exact. Uite că ai reușit să câștigi în fața unor oameni poate cu o experiență mai mare în acest domeniu al beach handball-ului. Probabil că în strategia celor de la Federația Europeană a dat mai bine oferta noastră. Moscova era contracandidatul, ca să zic așa, pentru organizarea acelui eveniment. Din fericire, am reușit să punctăm probabil la capitolul acela de imagine, ținând cont că noi am organizat acest eveniment în mijlocul orașului, adică într-un centru istoric, și probabil că aceasta a fost nota de reușită a candidaturii depuse la momentul respectiv. Eu cred că am făcut față tuturor provocărilor și ne-am ridicat la nivelul la care Federația Europeană se aștepta în momentul în care ne-a dat nouă în organizarea acel eveniment. Poate chiar mai bine de atât. Cât de greu este să aduci astfel de echipe, repet, echivalentul a Champions League-ului din sălile de sport, în handbalul de sală, pentru că au venit echipe de top din Europa, atât la masculin cât și la feminin? Atât echipele în sine, cât și evenimentul, a fost o poveste a ceea ce s-a văzut și o poveste foarte lungă a ceea ce nu s-a văzut acolo. Chiar la întâlnirea noastră cu oficialii Federației Europene de Handball, mi-aduc aminte că ne-am întâlnit în data de 14 februarie 2019, chiar de ziua îndrăgostiților, și de ziua îndrăgostiților am primit cadou vreo 4 pagini pline cu task-uri pe care trebuia să le rezolvăm într-un timp relativ scurt. A fost o ședință de 10 ore în care ni s-a trasat fiecare sarcină și ni s-a explicat, urmând ca noi să ne ocupăm și să venim cu soluții pe parcurs până la eveniment. A fost o muncă titanică, au fost luni de zile în care am fost dedicat 100% acest eveniment. Trebuie să recunosc că am avut alături de mine o echipă extraordinară, echipa cu care suntem împreună în organizarea acestui eveniment încă de la început și o mulțime de voluntari care chiar au acceptat provocarea și au făcut față cu brio. Evenimentul a avut detalii de la cele mai mici până la cele mai complexe. Aș putea să-i număr aici complexitatea pe care trebuiau să aibă tabelele de marcaj, 1000 de locuri în tribune pentru terenul principal și multe altele, dar și din alea micuțe care au fost rezolvate chiar în ultima noapte înainte de eveniment. Mi-aduc aminte că am plecat de acolo undeva în jurul orei 7 și în jurul orei 7:40 m-am întors. Adică practic am fost să fac un duș și m-am întors înapoi în centru vechi pentru a trece testul final în fața comisiei de la Federația Europeană. Să spunem celor care ne urmăresc că Consiliul de Administrație al Federației Române de Handball a validat candidatura ta, a lui Tudor Marta, la funcția de membru în Comisia de Beach Handball din cadrul EHF. Cum primești această
ofertă din partea federației, să zic așa, bine meritată, pentru că ești un om care te-ai implicat în partea asta din momentul în care te-ai retras din handbalul tradițional. Da, anul 2021 va veni cu o schimbare la nivelul conducerii Federației Europene de Handbal. În perioada sărbătorilor am fost contactat de către domnul președinte Dedu și mi s-a spus dacă aș fi de acord cu nominalizarea mea pentru acel post în Federația Europeană de Handbal. Într-adevăr, este pe segmentul Beach Handbal. Practic, postul pentru care eu mi-am depus candidatura și care a fost validată de Consiliul de Administrație este Promotion and Development Beach Handbal, adică promotor și dezvoltator al beach handball-ului la nivel european. Trebuie să mărturisesc că am o oarecare emoție, pentru că totul a devenit oficial acum și îmi doresc să ajung în asemenea poziție, deși știu că e o competiție destul de acerbă acolo. Până la ora asta suntem 3 persoane și toate 3 suntem din beach handball, adică totul cred că se va decide la vot, la votul federațiilor. În aprilie va fi acest congres, iar provocarea cea mare este că până la finalul anului vom afla dacă în 2024 handballul pe nisip va fi sport olimpic. Ei, dacă va fi sport olimpic, la Paris în 2024 se va juca handbal pe nisip în cadrul Jocurilor Olimpice și practic se joacă în Europa cu o comisie de handbal pe nisip europeană, se va ocupa de toată chestia asta. Deci, într-adevăr, provocarea ar fi extraordinară, dar până atunci trebuie să vedem ce se va întâmpla la alegerile din aprilie. Probabil că cei din țară sunt prea puțin obișnuiți cu beach handball-ul, probabil că în străinătate este mult mai bine dezvoltat. La ce nivel este la ora actuală beach handball-ul în Europa și în lume? Am studiat foarte mult parte de Europa în ceea ce privește beach handball-ul și trebuie să vă mărturisesc că Spania este foarte departe. Este foarte departe și față de multe alte țări din Europa. Sunt niște competiții organizate extraordinar de bine, cu infrastructură, cu tot ceea ce ține. Deci ei au pus foarte mult accent pe partea de handbal pe nisip. Ungaria vine tare din spate. Ungaria deja are și performanțe foarte bune la nivel european. Practic, ei și-au pus bazele handbalului pe nisip cu mulți ani în urmă. În Europa, handbalul pe nisip a intrat în anii 2000. Deci chiar în jurul lui 2000-2001 mi se pare că a fost publicat primul regulament în actuala formă. S-a mai jucat handbal pe nisip cu diverse ocazii, dar un handbal clasic. Cred că sunt țările care stau cel mai bine din punctul ăsta de vedere, dar noi mai avem mult până să ajungem la nivelul Europei din punct de vedere al handbalului pe nisip. Și aici mă refer ca și interes în primul rând pentru practicarea acestui sport, ca și infrastructură, ca și evenimente, arii de selecție. Sunt multe lucruri care trebuie puse la punct. Să sperăm că totul va avea un plan și totodată o reușită. Deci am povestit, mulți vor spune, în plină iarnă, ninge afară non-stop și noi vorbim de beach handball, dar nu întâmplător am povestit despre acest lucru și faptul că ești cel care a organizat această competiție în România, ești cel care ești validat ca și candidat la funcția de membru în Comisia de Beach Handball la EHF. Iată că începe anul 2021 cu o competiție tot nouă, zic eu, pentru România, pentru că nu știu să fi fost competiții organizate în felul, poate așa, între cluburi să mai iasă la un cantonament să facă un handbal pe zăpadă. Este vorba de snow handbal. Da, e adevărat, e handbal pe zăpadă. Nu ne aparține ideea la nivel mondial, nu suntem noi primii care facem acest lucru. Au mai fost evenimente în principiu, adică pe alte continente deocamdată, nu prea am văzut evenimente de handbal pe zăpadă în Europa, sau cel puțin la momentul la care noi am studiat această piață, nu am găsit detalii despre acest lucru. În schimb,
În România știu că în iarna trecută, în 2020, la început, s-a încercat la nivel de copii să se facă, nu știu dacă s-a jucat, pentru că noi vom juca handbalul pe zăpadă cu regulament de handbal pe nisip. Adică exact spectacolul care l-ați văzut în handbalul pe nisip, de data asta va fi în zăpadă. Sunt ferm convins că va fi o atracție interesantă pentru cei ce s-au înscris deja la competiție, pentru că la sectorul masculin am atins numărul maxim de echipe, de fapt l-am și depășit, am făcut o micuță derogare. Mai avem loc doar pentru o singură echipă la feminin și competiția poate să înceapă, ca să zic așa. În cadrul complexului Turist Șuior, în data de 13 februarie, va avea loc primul eveniment de handbal pe zăpadă organizat de către noi. Eu cred că, ca și amploare, va fi un eveniment important și cum nu cred că a mai fost în cazul handbalului pe zăpadă la noi. Primul eveniment de handbal pe zăpadă organizat în zona noastră va avea loc la munte la începutul lunii februarie.